Depresia este o afecțiune medicală comună care poate afecta pe oricine. Nu este doar o formă de slăbiciune, de tristețe, așa cum o consideră unii. Este, să știți, o tulburare medicală ce are simptome emoționale, fizice, cognitive și comportamentale. Toate aceste semne afectează de la o zi la alta gândurile, sentimentele, chiar și sănătatea psihică și fizică a persoanei afectate. Mai multe informații și sfaturi legate de depresie ne oferă acum doamna Mirela Zetu, psiholog clinician și psihoterapeut integrativ în cadrul Spitalului Providența al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Spuneți-ne, vă rugăm, ce este depresia? Depresia este o afecțiune psihiatrică despre care vorbim tot mai des în ultimul timp, dar pe care din ignoranță o minimizăm sau o confundăm cu stări proaste, cu capricii pasagere, uneori chiar cu lene. În depresie, noi legăm un eveniment exterior negativ de gândurile noastre și citim acest eveniment printr-un filtru al emoțiilor negative. Uneori, depresia este o reacție la pierdere. Poate fi o pierdere materială, în sensul în care în urma unui eveniment tragic ne pierdem casa, serviciul, chiar un om drag, dar și o pierdere nematerială. Un statut, în urma unui divorț, de exemplu, sau în urma faptului că am fost concediați. Pierderea unui ideal, îmi pierd încrederea într-o valoare în care credeam înainte, iar această reacție la pierdere generează un sentiment profund de insatisfacție și de lipsă de sens. Care sunt simptomele, semnele depresiei? Ca orice boală, ea vine la pachet cu o serie de simptome psihologice, dar și somatice. Uneori persoana în cauză nu le sesizează, le văd cei din jur, poate. Un om în depresie e un om nemulțumit de sine, un om adesea nervos, nu doar trist, cu un sentiment profund de inutilitate, cu o lipsă acută de speranță, cu un soi de îngustare a orizontului personal, astfel încât nu mai vede luminița de la capătul tunelului. Cel în suferință devine complet indiferent la tot ce îl înconjoară, iar lucruri care altădată aduceau mare bucurie, acum pur și simplu îl lasă indiferent. De asemenea, un om aflat în depresie se confruntă cu sentimente de vinovăție, cu autoreproș, raportează totul la el, se învinovățește pentru lucruri pentru care nu are nicio contribuție. Adesea se confruntă cu insomnii, cu treziri spontane, întoiul nopții și cu dificultăți de readormire, cu o lipsă de energie vitală, într-un fel explicabilă dacă omul nu doarme, cu o lentoare vizibilă în gesturi, dar chiar și în gândire, exprimată adesea ca dificultăți de concentrare. De alte dăți, în loc să experimentăm insomniile, în depresie apar hipersomniile, o nevoie puternică de a dormi mereu, de a nu mai ști nimic, de a nu mai simți nimic și doar de a ne întoarce cu fața la perete și a adormi. Gândurile negre de moarte reprezintă pericolul major din depresie și împreună cu plânsul facil din orice, împreună cu lipsa poftei de mâncare, cu o agitație interioară, fac parte din tabloul clinic al depresiei. Care sunt factorii declanșatori ai acestei afecțiuni? Nu putem vorbi despre un factor declanșator unic de la care să pornească boala. Evenimentele traumatizante, brutale, stresante au, în mod sigur, un rol, dar la fel are și mediul personal, și bagajul genetic propriu, și educația primită. Însă niciunul dintre acești factori, luat separat, nu ar putea să explice o depresie. Evenimentele exterioare, ceea ce ni se întâmplă, nu provoacă depresia în mod direct, ci generează într-adevăr suferință. Așa că putem spune că depresia nu stă în evenimentul care ni se întâmplă, ci în felul în care noi ne raportăm la acel eveniment. Putem noi, oamenii de lângă, să recunoaștem un om depresiv? Deși putem crede că depresia este ușor de recunoscut atunci când îi cunoaștem simptomele, iar persoana aflată în depresie manifestă ca la carte dispoziția tristă, plâns, insomniile, gândurile rele, greul de a se da jos din pat și de a face lucruri, totuși putem să nu recunoaștem ceea ce se cheamă depresie funcțională. Termenul funcțional se referă exact la acea abilitate a persoanelor afectate de depresie de a trăi fără ca performanțele lor să scadă.
scadă, fără ca performanțele academice, profesionale să aibă de suferit. Și cu siguranță cu toții cunoaștem oameni care au dat dovadă de mari realizări profesionale, dar care în cele din urmă au ajuns să-și facă rău, ignorând tot ceea ce au realizat. Adevărul este că uneori și succesul profesional, și fericirea aparentă, și glumele în exces, și masca veseliei pot ascunde mari suferințe interioare. Cum îl putem ajuta pe acesta? Putem ajuta fiind autentici în relație, fiind prezenți, oferind timp, disponibilitate, sugerându-i așa, în mod direct, dar delicat, să ceară ajutor psihologic de la psiholog, medical de la psihiatru, duhovnicesc de la preot sau direct de la Dumnezeu prin rugăciune. Ce trebuie să facă o persoană pentru a scăpa de depresie, pentru a ieși din această stare? Ce trebuie să facă o persoană pentru a ieși din depresie? Să conștientizeze că uneori viața ne aduce în față obstacole pe care pur și simplu trebuie să le depășim, iar dacă nu știm cum, putem întreba, putem cere ajutor, putem învăța cum să facem acest lucru. Și nu e vorba doar de a găsi rezolvări concrete la situații care realmente poate chiar sunt complicate, ci să învățăm să ne gestionăm emoțiile în fața acestor evenimente negative. Iar a gestiona emoțiile nu înseamnă a le nega sau a ne abține de la a fi emoționați, ci înseamnă a recunoaște ceea ce simțim. Chiar dacă asta ne vulnerabilizează, de fapt ne face mai puternici. Oricine poate fi afectat de pierderi, conflicte, stres, dar și oricine poate să-și acceseze resursele și să iasă din aceste evenimente cu brio. Pentru că vedem oameni în jur care au trecut prin necazuri mari și nu s-au lăsat doborâți. Și oameni care cu probleme aparent gestionabile nu reușesc să facă față. Și cheia este în felul în care au gestionat emoțiile lor în fața evenimentului. Avem voie să fim copleșiți, avem voie să ne fie greu, dar să nu cedăm greului. Poate fi cumva prevenită depresia? Depresia poate fi prevenită învățând niște obiceiuri sănătoase, adoptarea unui mod de viață sănătos, începând cu respectarea propriului ritm de somn și odihnă, terminând cu expunerea la soare, pentru că, spun studiile, există o corelație între deficitul de vitamina D și prezența depresiei. Un sfat pentru ascultători, vă rugăm! Ca sfat final, aș vrea doar să subliniez că în depresie mintea noastră ne păcălește, gândurile ne manipulează și de aceea să nu le credem. În psihoterapie asta învățăm, să identificăm gândurile și să nu le credem. Că psihoterapia este un tratament psihologic și reprezintă mijlocul cel mai eficient de a ieși pe termen lung din depresie. Desigur, medicația prescrisă de psihiatru poate fi inevitabilă și absolut necesară în cazurile severe și, evident, va ameliora vizibil simptomele. Totuși, fără a schimba modul în care ne raportăm la dificultățile vieții noastre, dacă ne întoarcem la același mod de a vedea existența, ajungem fix în același punct și depresia se întoarce. Nu putem avea rezultate diferite continuând să facem aceleași lucruri și asta învățăm în psihoterapie. Vă mulțumim tare mult pentru aceste informații, sperăm să treacă toată lumea și să învingă această problemă. Stimați ascultători, a fost alături de noi doamna Mirela Zetu, psiholog, clinician și psihoterapeut integrativ în cadrul Spitalului Providența al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Vă reamintesc, pentru consultații sau alte informații puteți suna la unul din numerele de telefon 0232 241 271, 0730 230 030 sau puteți merge la Spitalul Providența în șoseaua Nicolina, numărul 115, în Capăt Cug, Iași.